Un accident mortal a avut loc aseară în localitatea Mica din județul Cluj. Un autoturism a accidentat în plin un pieton care traversa drumul prin loc nepermis, iar în urma loviturii, bărbatul a decedat. Un grav accident rutier a avut loc în cursul serii de marți în jurul orei 19 pe DJ-172F în localitatea Mica, în urma căruia un bărbat a decedat. Primele informații arată că șoferul unui autoturism, în timp ce se deplasa dinspre localitatea Sân Mărghita înspre Dej, a accidentat în localitatea Mica un bărbat care trecea drumul prin loc nepermis și nesemnalizat corespunzător. Pietonul în vârstă de 77 de ani a fost proiectat pe carosabil, suferind multiple leziuni, în special în zona capului. La fața locului au intervenit de urgență polițiștii, dar și o ambulanță de la Dej. Victima a fost găsită în stare de inconștiență de personalul medical. Bărbatului au fost acordate primele îngrijiri medicale la fața locului, iar apoi a fost transportat la Spitalul Municipal Dej pentru investigații suplimentare. Bărbatul a suferit un traumatism craniocerebral sever și a decedat. Oamenii legii au demarat cercetările în acest caz și urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a petrecut accidentul.